frumoasa Maria Iordănescu, vecina, o să spun vecina, da? Că suntem vecine de mult timp. Vecine. De când suntem mici, pe aceea stradă, da? Acum era Natalia când era mică. Păi, era... dar nu prea ieșea pe stradă, noi ne jucam. Era așa cu minte? Da, 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 eu mă jucam fotbal cu băieții pe stradă, cu frații mei, dar Natalia nu ieșea. Nu prea. Și tu, fată de fotbalist ca și Maria și stăteai în casă, ca măicuța. Stau pe stradă aia de când eram mică, mi-am cunoscut vecinii, cred că... foarte târziu. Adică eu chiar păi nu da, și eu pe casă. Natalia am cunoscut tot destul de târziu, adică nu, n-aveam. Nu am din copilărie mai. Dar m-a chemat și pe mine să joc și eu șotronul cu voi. Păi dacă tot ai în casă, nu ieși aici. Da, exact, era bun să vin. Și să facem cu ciudata aia care stă în casă. Plecticoasa. Bun. Maria, avem și o provocare pentru tine. Vrem să vedem ce ai învățat la Intact Media Academy, dar nu acum. Vrem să vorbim puțin despre stilul tău de viață. Te vedem foarte frumoasă, foarte slabă. Ce faci? Ții sală? Ții dietă? Mergi la sală? Sincer, am mers la sală, am făcut puțin pauză pentru că programul nu mi-a mai permis. Uh-huh. M-au intervenit foarte multe lucruri în ultima perioadă. Trebuie neapărat să mă reapuc de săptămâna viitoare, chiar am zis că voi merge cu o prietenă. Încerc să renunț oarecum la sucuri pentru că nu sunt deloc nici sănătoase. Am și eu câteva mici probleme de sănătate. Trebuie să renunț la carbogazoase, la sucuri în general, ciocolată, dulciuri. Încerc pe dar cât de mult probleme? Să le reduc. Poți să ne spui ce probleme de sănătate? Da, din cauza anumitor tensiuni de la facultate am avut mici probleme. Mi s-a declanșat o problemă. Nici acum nu știu dacă încă este ceva activă, grav da. Sau nu. Doar că doctorii anul trecut în sesiune, din cauza stresului, am avut foarte mari probleme. Uh-huh. Am mers la spital și doctorii mi-au spus că ar trebui să am mai multă grijă, să mă odihnesc mai bine, să mănânc mai corect, adică mesele așa cum trebuie. Da, corect, da. Și să nu mai fac atât de multe griji, că examenele știi cum e, se iau. Da, bine, așa exact. Elevă, o studentă super silitoare și cred că vrei să fie totul bine. Da, și din cauza asta, pentru că nu-mi doream să am nicio restanță, că eu sunt... dorința mea e să arăt că nu am nicio restanță. Din cauza asta am clacat, să spun așa. Și doctorul mi-a spus să am mai multă grijă cu ce mănânc și ce consum. De sănătatea ta în primul. Oricum ești în ultimul an la facultate, da, nu? La mai zic că am uitat șirul. Relații economice internaționale, la ASE. Facultate grea, o facultate de stat care cere multe sacrificii. Da, așa este. Tocmai din acest motiv nu pot face altceva în paralel, pentru că am nevoie de prezențe, am nevoie de prezentare de proiecte, teste. Pentru a face o notă frumoasă în partea de seminar, care se va adăuga la examenul final. Poate, nu poți să ai o notă proastă, fata lui tata Puiu, pe diplomă la ASE, adică na, e și, ai o povară pe umeri. Da. Trebuie să vii cu carnetul acasă, nu să vadă el notele. Nu, din punct de vedere al școlii, tata niciodată n-a intervenit. El a avut foarte multă încredere, știa că fac ce trebuie, mă vedea seara, erau multe seri în care frații mei dormeau și eu eram în birou, stăteam și lucram sau învățam, okay. Pentru că... Conștiincioasă, foarte frumos. Hai da. Să pregătim și salata în stilul tău, deci salata consumată de tine, să spunem așa, da? Da. Cu ce o faci? Păi, în primul rând vom lua salata și da? Vom lua câteva foi de salată, le voi rupe. Da, pe care am spălat-o în da. Prealabil. Și ne-am și spălat pe mâini, pentru că este prima regulă atunci când mergem în bucătărie. E, uite, o gospodină adevărată. Desăvârșită. Ar trebui să-mi prind și părul, doar că am părul prea frumos aranjat da. Și... da, ești iertat atât de noi cât și de gospodinele care se... Dar acasă trebuie neapărat să strângem părul. Da. Pentru salată rapidă. Nicio problemă. Nu se mai pune, da. Așa. Se iau câteva foi de salată. Vom strânge salata puțin, pentru ca să o tăiem mai bine, mai ușor. Mm-hmm. Așa, tăi așa finuț. Multă lume o rupe, dar mie nu-mi place să o rup, că rămân foile alea prea mari, nu pot să ne da, e mai bine să tai salata. Teneci! Așa o tai frumos, fâșii. Da. Mai avem piept de pui la grătar, avem și porumb, văd. O să punem puțin din fiecare. Aș spune că este o rețetă foarte bună și pentru sportivi. Cred că ai învățat-o de la tatăl, de la Edi, nu, care este antrenor. Ei se alimentează corespunzător, așa și... Da, soția fratelui meu are foarte mare grijă cu ce îi gătește fratelui. Și e normal să facă asta. Pentru că îl și iubește foarte mult și orice soție iubitoare are și grijă. Ok, acum vom lua și, să spunem, doi castraveți. Punem și castraveți. Văd că e decupat, auzi? Curățat de coajă. Da. E și puțin dacă... amăluie coaja. Se poate pune și cu... De acum, da, depinde de preferințe. Da.
Eu sincer prefer fără conjo. Da, și mie, să știi. Salata asta o pregătește pentru tine, că ești la dietă. Bă, că ai și un tatuaj, o pasăre? Da. Semnifică ceva sau ai vrut? Este, cred că, cel mai important tatuaj. Aoleu. Pentru că este făcut după perioada cu campionatului european din Franța. Da, în ziua meciului, ultimul meci cu Albania, eram la hotel la tata și la restaurant stăteam la o terasă cu frații și niște prieteni. Și erau foarte mulți porumbei care au venit și au mâncat, mi-au mâncat din palmă. Unii s-au așezat pe masă și au mâncat pâine de pe masă. Și am fost foarte impresionată pentru că nu mi se mai întâmplase niciodată acest lucru. O să pun mâna, cu toate că ne trebuia o furculiță. E okay, dar nu este nicio problemă. În bucătărie. Da. Și de la această întâmplare cu porumbelul? Și am găsit un citat foarte, foarte frumos despre porumbei. Într-adevăr, se spune că ei aduc liniștea și pacea. Iar pentru... doream foarte mult o amintire de acolo, din Franța. Și era o perioadă destul de tumultoasă după ce ne-am întors. Zicea, multă presă care vorbeau tot ce se întâmplase în Franța și... Am preferat ca să rămân cu o amintire frumoasă. După tot acel moment intenționat. Dar mai ai și alte tatuaje? Da, mai am aici semnul crucii. Aha. Îl vedem și noi, cruciulița mică. Pinuța, da. Da, pentru că pentru mine credința și faptul că poate se întâmplă ca într-un anumite momente să nu am la gât o cruciuliță și cel mai bine să mă păzească, spun eu așa, Dumnezeu, mi-am făcut acest tatuaj. Ce frumos. Știu că tatăl tău este foarte credincios și că vă lua atunci când erați mici și duminică, tot timpul nu exista duminică să nu mergeți la slujba ținută la biserica din cartier. Și acum mergeți? Da, mergem și acum. Pentru că știi cum e, de Dumnezeu avem nevoie nu doar în momentele grele din viață, trebuie să mergem constant la biserică. Să și mulțumim. Să mulțumim pentru tot ce ni se oferă, pentru că de ce să mințim acum? Avem tot ce ne-am putea dori, tatăl nostru ne-a asigurat, a vrut pentru liniștea lui, și-a dorit foarte mult ca noi să avem tot ce ne trebuie. Ce frumos! Dar din câte ne-ai povestit ce voia să fie copii cu minți, ascultători? Eu cel mai mult. Păi tu, da, că erai și mai micuță și fată, da. Că băieții n-au mai făcut nici prostioare? Ca orice băiat, dar nu, au fost băieți buni. Adică nu spun asta doar pentru că sunt frații mei. Am o să adăugăm puțin porumb. Așa. Acum fiecare după cum îi place, mai mult porumb, mai puțin. Nu este important. Deci salată, castravete, piept de pui, da, porumb. Vom adăuga acum ulei puțin. Vrei ulei puțin, de măsline? Nu, puțină sare. Prima dată este important să punem puțină sare. Coge. Ia. Puțin ca ciopul. Așa, gata. Ce minuțios. Așa. După ochi, cum zice la Luca, în bucătărie. Da. Și ulei de măsline, e la Luca? Da, da, de măsline. E mult mai sănătos, cred. Da, da, da. La salate. Și acum, pentru că eu prefer lămâia, este mult mai sănătoasă decât oțetul. Vă adăugă? Da. Asta e un alt gust de salată. Acum da, este mult mai sănătos. Și fructe în salată am văzut. O fiecare n-aș face acasă cum își dorește. Cum dorește, da, exact. O salată gustoasă. Cred ce bine arată. Cred că dacă mănânci salata asta nici nu mai trebuie până seara, cel puțin în timpul zilei, nicio altă masă. Da, așa este. Poți mănânci dimineața, poți până la prânz, seara. Foarte, foarte sețioasă. Apoi amestecăm și pentru ca să nu se moaie atât de repede, pentru că se... pâinea, crutoanele se moaie foarte repede, am ales să pun la final și după ce câteva crutoane. Amestecat bine, câteva crutoane, ce bine arată. O salată fresh de primăvară, putem să o denumim salata Maria. Da. Da. Rețeta. Noi de obicei să știi că și gustăm, dar prima o să fii tu, să vedem dacă ești mulțumită de opera ta. Eu sunt dacă e condimentat-o suficient. Ah, ok, ai pus de toate, are și sare, are și piper, are și ulei de măsline,
E o salată perfectă pentru o domnișoară, uite așa, cu o talie ca de viespe, cum ai tu. E ce trebuie? Da. Hai că gust și eu, să știu că sunt destul de pofticioasă. Ia. Cum e? Bate palma puțină. Ești foarte tare. Bine. Foarte bine. Ți-ai adus tu aminte că Maria este vecina ta. Maria, avem și o provocare pentru